Hei, salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou vlog. După cum puteți vedea, și cred că v-ați dat seama deja, vom elibera sticlețele pe care le-am primit de la abonați. Acum 2 săptămâni sau 3 săptămâni, cam așa. I-am pus la picior o clemă pentru al deosebit dacă o să-l mai văd vreodată și sper să-l mai văd. Ăsta va fi ultimul vlog cu el, din păcate. Și s-a mai recuperat, dar nu pot să-l țin, pentru că am și promis abonaților că îi voi da drumul și să-i cam bate cu papagalul, deoarece la picioare, la unul dintre picioare, are sânge. Și au moși ciupe. S-a pus în gutui. Și sunt fica în confuz. Din păcate. Este destul de speriat. A stat tot timpul închis și acum le dau drumul. Nu vrea să fugă. Este foarte speriat. Prieten tot n-a plecat și a luat o jucărie de-a lui Betty pentru a-l speria. Poate fuge. Este un pic înșifonat din cauza că l-am ținut în mână și mi-a transpirat. Tot în copac a rămas. Cred că nu prea vrea să ne despărțim. S-a mutat un nuc, acolo este, îl vom lăsa, ultimul vlog cu el, sperăm să trăiască și să vină înapoi cu puișori, aș vrea eu, dar nu așa merge cu animalele sălbatice. Prieteni, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați. Pa!